stau în brațul meu, este idiot. Aceasta este casa în care venea și a și rămas câteva nopți să locuiască, în județul Brașov, comuna Viscri, regele Charles al III-lea, cunoscută ca fiind casa regelui Charles, deși nu a fost niciodată proprietatea privată actualului monarh britanic, ci a aparținut fundației Principelui de Wales în România. În continuare aparține acestei fundații. În 1 aprilie a fost deschisă spre vizitare publicului și într-adevăr au venit foarte mulți oameni și avem aici legăturile reprezentate, legăturile de sânge ale regiului Charles cu Regina Maria României. Și în engleză. Apoi, bineînțeles, fotografiile pe care le-ați văzut foarte mult și la ora regelui, regele Mihai cu tatăl regelui Charles, ducele de Edinburgh, care venea în copilărie la Mamaia, București, Sinaia și cu străbunica ei, Claudia Redei. Și aici avem și legătura cu Vlad Țepeș. Este doar una din cele 5 variante pe care le discută genealogiștii. Varianta limba engleză. Aceasta e Transilvania. Regele Charles, de care este atras de biodiversitatea ei, de pășunile acestea, de cele 200 de specii de fluturi din România, spune regele că în Regatul Unit mai sunt doar 40. De ultimii lupi și urși din Europa. Am fost întrebat de multe ori de ce vine atât de des în România, ce o face atât de specială, atât de atractivă. Pentru mine răspunsul este clar. Voi, prietenii mei români, peisajul vostru natural și cultural, tradițiile voastre, dar și capacitatea voastră de a inova și de a schimba. Tot ceea ce reprezentați voi după secole întregi de istorie, identitatea voastră și întregul vostru potențial, toată energia pe care o puneți în mișcare pentru a schimba ceva, acestea sunt lucrurile care vă fac cu adevărat special în întreaga lume. Iată, spune acest lucru regele Charles al III-lea. Ar trebui să fim și noi mândri. Și îl vedem aici. În Viscri, confecționând o țiglă tradițională. Nu este în Viscri, îmi cer scuze, este lângă Sibiu, în satul Apoș. Aici sunt artizanii din Viscri și casa regelui. Varianta limba engleză. Să vedem interiorul pentru cei care nu au fost niciodată aici. Avem aici e povestea aceasta că la un moment dat regele Charles fundația a finanțat aducerea în România unor pictori care au
dat florile, plantele de aici, din Transilvania, și au fost așezate aceste picturi într-o carte care se vinde în Marea Britanie în zilele noastre cu peste 13.000 de lire sterline. Acesta cred că este și titlul Transilvania. Ah, uitați, aici e toată povestea.